Am revenit și vorbeai tu, Zaga, și îi spuneai lui Eric, din punct de vedere al antrenorului. Acum pe Marius nu știu cum să-l abordez. Îl întrebam, nu-i spuneam. Da, îl întrebai din punct de vedere, da, îi spuneai că din punct de vedere al antrenorului să comenteze ceva, dar pe Marius nu știu cum să-l abordez, că acum mă uit și am făcut și un compliment, am văzut și filmulețele cum lucrează la sară. Te apuci din nou de fotbal sau? Nu. De menținere. De menținere? Dar și retras oficial, nu? Ba da, m-am retras oficial. Da. Deci, ce mă, asta apropo și de retragerea ta, mă doare că, uite, fotbaliștii români și sunt atâtea și atâtea exemple de fotbaliști români care, nu știu, ne-au bucurat tinerețea, să zic, numai copilăria, deja am îmbătrânit și noi. Și cred că un meci de retragere și tu și Pancu sunt atâtea și atâtea exemple de fotbaliști care, nu știu, chiar Adi Mutu până la urmă, că spunea și el că își va organiza un meci. Cristi Chivu, nu mai zic. Păi sunt de... toți fotbaliștii, de fapt. Da, adică că de la Gică Popescu în coace... Gică Popescu și Hagi, nu? Da, Hagi și Gică Popescu. Rest... Și cred că ar fi fost un, nu, dar ar fi fost un prilej, că și ăsta, și un meci de acest gen, sunt sigur că ar aduce spectatori. Știi, noi tot plângem că nu sunt spectatori în tribune, dar, nu știu, cred că ar veni la reîntâlnirea cu voi mulți nostalgici. Bine, poate că ar trebui cluburile să facă pentru jucătorii reprezentativi. Principal pentru cluburi. La un meci, adică nu neapărat prietenii lui Marius contra prietenii lui Eric, ci un meci în care să fie ceva festiv. Îi dă lovitura de încetere. De, apropo de meciul de retragere, când un jucător termina contractul cu ei și se retragea oficial, clubul îi organiza un meci și toate încasările le dădeau jucătorul respectiv. Da, e. La Sporting? Nu, în Scoția. N-ar fi putut să fie ceva. Da, voia să te întreb ce faci acum. Spuneai că începi ușor să cochetezi cu o carieră de procurator, de impresar? Da, nu mai se numește impresar. Se numește intermediar. Și poate fi făcut ca o persoană fizică, nu ca juridică neapărat. Da, partea asta îmi place să rămân în fotbal. Tot timpul am avut ochi la fotbaliști. Și cred că mi-ar prinde bine, mai ales că am rămas în relații foarte bune și la echipele pe unde am jucat. Atât de bune încât la Sporting sunt alegeri zilele acestea. Da, chiar vorbeam cu tine înainte de emisiune, că am primit câteva mesaje de la suporteri de la Sporting, bine ai venit acasă, și nu înțelegeam. Probabil are legătură cu, vorbeam zilele trecute cu Loții Belloni, unul dintre candidații la președinția clubului, îl susține pe Ladislau Belloni și probabil aici să... Bănuiesc că ai face o echipă din nou cu Loții Belloni după atâta timp. Cu Nea Loții, da. Eventual să-l aduceți înapoi și pe Ronaldo și ați fi toți. Da, Ronaldo nu mai e la nivel. E mai greu. E greu. Poate retragere, că tot vorbim de retragere, poate meciurile de retragere să-l facă la deci Sporting. Asta te-ar putea deturna, eu știu, eventual ofertă de la Sporting să te facă să mai... Totuși am stat 4 ani acolo, am câștigat tot ce se putea cu Sporting, am prieteni foarte mulți acolo, adică dar n-aș zice nu. Vedem. Da, e de văzut, pentru că sunt, cum spuneam, sunt alegeri la Sporting, dacă n-au fost zilele acestea, sunt și se va hotărâ totul atunci. Te uiți la experiența lui Eric în momentul în care decizi să nu îmbrățișezi o carieră de antrenor? Eric și atâția alți tineri antrenori care încep și Eric deocamdată... Să-i fac recomandări sau... Da, e recomandat. Gândește-te. Recomandat. Da, cum ești tu? Eu, sincer, momentan, după experiențele avute, chiar mă gândesc să creez ceva, să zic așa, în care să fiu implicat doar eu. Sper să... în acest proiect să-l termin în 2-3 luni, iar după aceea să-l promovez și să am succes, că de fapt de asta o face. Și este tot legat de fotbal, da? Atunci nici la DigiSport Matinal poate să fie un prilej să mai vii să ne spui despre ce proiect e vorba. Nu neapărat, o chestie care mai bine mai aș dori de fapt. Adică? Da, ar fi ceva mai nou, să zic, în România, dar este tot în fotbal, pentru că este meseria care îmi place și chiar îmi doresc să fac asta în și continuare. Și faci-o singur, fără să ai... Singur, mai am și cu Marius Baciu, cred că mai o să-l implic și pe el în proiect, dar, de-am zis, peste 2 luni sper să reușim să punem... domnul la matinal și da, ceva. Dar cu antrenoratul, remarca și Zaga faptul că ai fost unul dintre antrenorii noului Val, care ai plecat de la echipă nu pentru că te-ar fi îndepărtat cineva, ci în numele unor principii pe care le ai.
Da, chiar și acum când stau și mă uit, chiar acel jucător joacă la Pandurii, titular de 4 etape, ok. E și situația... Fotbalistul pentru care tu ai plecat, deoarece conducerea spunea să-l dea afară. După un meci într-o... Hai că nu se cred, putem să spunem nume, nu? Da, Florin Ilie, fundașul central de la Pandurii. Ok, și situația în fotbal românesc la 2-3 echipe este clară. Mulți jucători au venit de la Liga 2 din cauza situației financiare a echipelor, dar oricum, pentru ei este un progres. Poate să-și demonstreze valoarea la Liga 1, mai ales că sunt jucători destul de tineri, până în 25-26 de ani, și să aibă, poate, pe viitor o șansă să evolueze cât mai mult la acest nivel. Chiar ce discutam și mai devreme cu proiectul meu, îl fac, să zic așa, separat. Când mi se va ivi vreo șansă să antrenez din nou, adică să pot să merg să fac meseria de antrenor cu multă dragoste. Dar în momentele cum, la momentul de față, zic că sunt mulți antrenori, echipele sunt puține și nu prea reușim să antrenăm toți, e bine să ai și o alternativă. Sunt puține, se împuținează. Apropo de Liga a doua, mai văzut că s-a început într-o componență și pe parcurs e cam... Cred că doar una mai retrogradează, că restul s-au retras. Practic. Ei sunt doi jucători care ați debutat de mici. Te auzeam pe tine spunând că sunt fotbaliști relativ tineri, 25-26 de ani. Vi se pare ciudat că la noi tânăr este vârsta pe care o spui tu? Și l-am văzut numai departe de ieri, a circulat informația că Tielemans are oferte... sau Anderlecht are oferte pentru el de 30 de milioane de euro, sau de la 30 de milioane pleacă discuția, și are doar 20 de ani. Da, haide că discutăm, dar îl introducem și pe patronul Stelei, nu mai este la telefon. Da, scuze. Da, mi se pare ciudat că noi considerăm că fotbalistul e tânăr la 23 de ani. Nu mai e tânăr, afară l-am văzut de la Monaco, 18 ani cât are Mbappé. Da, păi eu mi-aduc aminte că stăteam aici și vorbeam cu Marius. Păi era perioada 98-99 când și Steaua a întinerit foarte mult echipa. Eram toți de la echipa de tineret a României. La Dinamo era Marius, era Mihalcea, era Hâldan, Dumnezeu să-l numească. Petre. Este patronul Stelei la telefon și îl salutăm. Bună dimineața! Vă salut! Suntem în ziua primului derby din 2017, Steaua Dinamo. Am văzut intervenția dumneavoastră de la sfârșitul săptămânii. Credeți că, eu știu, ceea ce ați spus și faptul că ați spus lucrurilor pe nume îi va determina pe jucătorii dumneavoastră să schimbe atitudinea și să vedem o altă evoluție a Stelei în această seară? Nu înțeleg la ce vă referiți. Spuneam că ați avut o luare de poziție, niște declarații, cât se poate de franc spuse, în care v-ați exprimat nemulțumirea față de jocul Stelei și mă gândesc că așteptați o reacție în această seară a jucătorilor. Bine, pe mine, pe seara de care eu le-am transmis, păi, dați așa, considerați că este un meci de antrenament, și că vreți să jucați fotbal. Adică asta am spus corect. Vreau să văd un fotbal frumos. Șansele sunt mici de calificare. Nu sunt imposibile, dar sunt foarte mici. Așa că ce vreau? Vreau să jucăm fotbal. Să mergem fără niciun fel de emoție, fără un meci agresiv, că nu vreau agresivitate, să ne rupem picioarele. Vreau să jucăm fotbal ca un spectacol. Vreau să facem spectacol. Asta am cerut eu. Acum am vedea dacă ei vor face spectacol. Dar le-a spus-o direct jucătorilor sau prin intermediul lui Laurențiu Reghecaf? Nu, i-am spus lui Reghe. Am înțeles. I-am spus lui Reghe. Bă, te rog, că nu se transmite asta. Nu mă interesează rezultatul, vreau spectacol. Nu, că a spus că veți discuta și dumneavoastră cu jucătorii, că n-ați mai făcut-o de pe vremea lui... Nu, n-am apucat, că eu am plecat, sunt la Monestir, la Moscova, sunt fac așa în Moscova, Petersburg, am odis cu Dumnezeu, unde la meci. Deci am plecat și am cerut, am spus, vreau să faceți un spectacol de fotbal. Asta vreau. Acum mă interesează la meciul ăsta, spectacol. Da, deci nu veți fi diseară. Mergeți la meciul lui Zenit, înțeleg, la un moment dat. O să merg la Zenit, da, să joacă cu Moscova sâmbătă seară. Am înțeles. Deci un pelerinaj așa, și pelerinaj, dar și fotbal, cu o pauză de fotbal. Da, așa a fost să fie. Dar n-am fost niciodată la Mănăstiri,
În mult tot am auzit Moscova, San Petersburg, cu moarte, mănăstiri, cu tare, sfinți, moaște, tot am auzit merg. Și atunci tot mi-a zis nevastă, mi-a și fetele, când mergem, mai să am loc un avion și mergem și stăm 5-6 zile să vedem tot, că nu poți într-o zi, două. Am înțeles. Vă încărcați și bateriile pentru play-off pe ocazia asta? Dacă e să... Sigur că fotbalul... Domnul Filip. Și când ești deja... Când ajungi deja, că am fost deja pe la biserici, când ajungi în atmosfera asta și te rogi, parcă nu mai ești așa... Percepeți lucrurile cu totul și cu totul altfel. Da, altfel, adică te gândești că toate lucrurile astea parcă sunt în zadar nebunile noastre astea, gândești. Și în cazul ăsta e foarte posibil să nici nu vedeți meciul de seară, nu? Sau veți face un efort să-l vedeți? Nu, o să fac, nu știu cum, am înțeles să fac pe internet, nu știu cum, și îmi bagă din televizorul în cameră la hotel. Am înțeles, deci totuși veți urmări meciul. Da, acum tot fel de chestiuni de astea. Am înțeles. Lucrurile s-au lămurit și în privința, nu știu, acelui scandal. Și mie mi se pare că s-a discutat foarte mult pe tema escapadei de la Zurich, dar lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere am văzut că sunt ok. Mă rog, ați trecut dacă peste. Eu știam și dacă știam de atunci, care e problema? Nu? E de văzut ce va fi în continuare, cum va reacționa echipa. Cum ați perceput, eu știu... Spunea cineva, e adevărat, e foarte grav și nu e dar asta a fost, s-a întâmplat. Reacția lui Laurențiu Reghecanf în conferința de presă, care a spus că, mă rog, dumneavoastră l-ați învățat faptul că prietenia e prietenie, relațiile de afaceri sunt relațiile de afaceri, adică mesajul transmis că, practic, el... Nu separă lucrurile la fel cum o faceți și dumneavoastră. Păi da, așa este, nu e așa? Numai că să spun un lucru, numai că atunci când ești la prieten, nu poți chiar să iei niște măsuri foarte severe, adică mă scuzați că mă cheamă cineva, da? Nu pot să mai vorbesc, mă scuzați. Am înțeles, vă mulțumesc oricum pentru intervenție.